Zilele trecute, patrula de jandarmi din cadrul postului de jandarmi Montani, Mogoșa, județul Maramureș, care patrula pe pârtia Șuior, a observat un bărbat care a căzut din telescaun de la o înălțime de aproximativ 6 metri. Jandarmii au solicitat sprijin salvatorilor montani în vederea acordării primului ajutor, asigurând totodată măsuri de ordine și de protecție a zonei în care s-a produs accidentul. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, a fost transportat la punctul de prim ajutor, de unde a fost preluat și transportat de către SMURD la spitalul din Baia Mare pentru investigații de specialitate.